Micul dejun, prânz, ciufi ăsta. E 12 ceasul. Dimineață am făcut d-astea. I-am dat lui ăla la pachet. Că nu am... Voiam cu ce să-i fac sandwich-uri, că n-aveam. Și am băgat repede astea. Și pentru că cumpărăturile trebuie să vină peste, nu știu, o oră jumate, ceva de genul. Și de-abia atunci m-am pus la mâncare. O să mănânc și eu tot d-astea acum. Și am calculat mai devreme că zice că are 330 de calorii pe 100 de grame, 500 de grame a avut tot ăsta, au fost 15 bucăți, ceea ce înseamnă că vin 3 la 100 de grame, așa că știu cât să mănânc în funcție de asta. Și o să-mi fac un nes și de gătit mai târziu. Vreau să fac o ciorbă de lobodă, dar mă rog, trebuie să vină. Dragoș a zis că ar vrea să mănânce niște taco, dar nu am cum să fac astăzi. Aici am o vânătă. Bun, deci cu asta o să încep gătit. Chestia asta o să o fac niște fâșiuțe, condimentez și o să bag la cuptor. Ca să nu mai fie prăjit și să fie repede. Și mă gândesc că asta poate să folosească el în loc de carne de seară. Gata. Sare, piper, usturoi granulat și ulei. Acum sper să, nu știu, sper să fie ok. Acum am două cutii de-astea cu piept de porc, două casolete și o să le tai cu bulețe și fac jumări. Gata. Astea, i-am pus sare. Mai mi-au rămas niște oase. O să le pun într-o pungă și le păstrez pentru ciorbă. Mai las. O să folosesc asta pentru ciorbă de lobodă. Voiam să fac minestrone inițial, mi-am luat și lobodă, acum fac altceva. Mai am o de asta în congelator. Bine, dar cred că o să pun doar jumate. Cred că da. Sau să pun tot. Nu știu, chestia asta a lăsat foarte mult lichid. Am dat focul la maxim să văd dacă se prăjește. Aici am pus puțin ulei ca să pun amestecul. Am pus niște usturoi granulat deasupra, că nu o să iasă jumări. Cel puțin din câte văd eu aici. Dar, oricum ar fi, o să se mănânce. Am pus lichidul aici. Am scos și astea. Sunt bune. Loboda. Arată bine asta, nu-i așa? Trebuie să mai se întărească. Asta s-o pun într-un borcan. Și trebuie să... Cred că ar fi trebuit să pun ouăle mai întâi. Eu, în mod normal, ciorba de lobodă, îmi place să pun și gălbenușuri de ou, doar gălbenușuri. Albușul îl prăjesc și îl tai cu bulețe și îl pun și pe ăla, dacă e. Dacă nu, las decât gălbenușurile. Dar îmi place. Am pus 6. Trebuie să le îndepărtez de acolo, să fie, să nu se lipească. Asta văd. Poate îl pun și pe el în ciorbă așa, un pic valori. Dar nu sunt sigură încă.
Mai întâi să fiarbă gălbenuș. Da, mai bine îl pun fără prăjit, mai puține calorii. Gata. Face gălbenuș, acolo albuș. Și am pus borș și șleuștean. N-am mai făcut nimic aseară, că s-a mâncat aia, jumările alea. Gen, au fost foarte bune, n-am mai făcut altceva, deși eu voiam să fac altceva și să păstrez alea, dar n-am mai fost. Și acum o să fac micii ăștia și încălzesc și eu niște ciorbă pentru micul dejun, prânz, ceva. Iar ăștia o să-i bag în air fryer. Asta e porția mea și acolo lui Ela. Am mâncat ieri toată ciorba, am mâncat tot. Așa, închide mă mica, să ducem mirosul de mici în casă. Mici? Da, fac mici să mâncăm cu muștar după ce mâncăm ciorbic. Mici, am aici niște salată și muștar. Acum nu știu exact cum o să fie chestia asta, dar am zis că tai și eu frumos micul. Îl învelesc în... Nu, îl dau pun puțin muștar și îl învelesc în puțină frunză de asta și îl mănânc împreună. Nu știu sigur dacă o să fie ok sau nu. El are acolo și vinete. Și sper să fie bun. Am aici carne foarte bine condimentată și o să pun în tigaie. Și îmi fac un fel de șaurma. Mănânci? Gata, acolo e carne, aici astea le-am scos pentru ela, aici am avocado cu sare și cu usturoi granulat, ceapă, salată, niște ardei iute și lipi, mă rog, o lipi. Câte sunt? 3 bucăți. Oho! Lipia asta este altfel de lipie. Nu e de-aia, e mai groasă, e... Interesant. 225, cât înseamnă că are una. 78. 78. Nu 78. 14, 15, 75. Mă gândeam la 24. 200, așa. Da, arată bine sandwich-ul pe acolo. E, o să pun și eu niște de-astea așa, țac, 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 țac. Și gata. Adică o să fac ceva gen shawarma. Sau o să fac ceva care să semene cu ăla. Nu fac gen shawarma. Oricum o să mănânce și Ela, doar chiar nu o să mănânce carne. Dar restul poate să mănânce. Nu? Niște ceapă. Așa, ne place ceapa. Mie una place mult ceapă. Acum mai pun niște salat. Uite așa. Pac, pac. Haide. Am rămas fără respirație cât m-am chinuit să deschid borcanul de ardei. Mai aveam niște castraveți. Deci ce rămași de ceva timp aici. Și până la urmă l-am chemat pe Dragoș să vină și să deschidă el. Cred că 5 mi-ajung. Și acum pac. Vin la mama. Suficient, nu? O să fie greu să mănânc, că... mă descurc. Bine, o să am nevoie de două mâini, dar da. Cine? Astăzi aveam poftă să mănânc niște chestii mai... Mă rog, nu niște chestii mai sănătoase. Pur și simplu am să mănânc și eu niște cereale cu lapte. Așa că
Asta mi-am pus. Serios? Ciorba de lobodă. Aici am ceva frunze de bridic, salată, niște ardei gras și mai face Dragoș niște carne, de-aia l-am făcut aseară. Și asta o să fie cină. Trebuie să fac o ciorbă și am aici pui, oase, de-alea, pentru ciorbă. Și mai am niște amestec de-asta pentru minestrone. Și aici am țelină, broccoli, cartofi și ceapă. Și le pun pe toate. Țelină din aia Apio. Aici am niște ciuperci și le-am pus doar cu sare, să le bag la cuptor. Eu aș vrea să fac ciorbă, dar cred că va trebui să fac supă, că nu cred că mai mult să pun borș. Dar a fost foarte multă carne în pachet. Cam pentru două. Cam pentru două mâncări. Da. Nu aveam cum să desfac. Bine, aveam, dacă stăteam să-l dezgheț, dar după aia ce făceam cu ele dezghețate. Așa. Nu puteam să le înghețe din nou. Fac supă, dacă e. Sau mâncăm prima dată supă, după aia pun borșul și după ce iau primele porții și fac ciorba. Mă rog, nu știu, o să văd. Se dorește a se consuma taco în seara asta. Ăsta, dacă nu mă înșel, e de la Lidl. Da. Și ar trebui să aibă de toate. Pe aici. Aici e sos. Haide. Ești de aici. Cojile. Și condimentă. Bun. Pe care o să-l amestec cu carne. Și fac după aia restul chestiilor. Asta fierbe. Sau aș vrea eu să fierb. Gata. Am făcut o supă, i-am pus pătrunjel și i ajunge. O să, asta de pe le-am scos, o să pun, să-mi aduc aici. Că am pregătit cât de cât. Asta, trebuie sos. Să pun aici. N-am mai făcut sos de dovlecei cum fac de obicei. Îmi pare rău că nu mi-am făcut și plipi pentru mine sau măcar să fi luat alea de shower, urma ceva, dar asta e acum. Să mănânc, astea sunt 12. Deci presupun că o să mâncăm fiecare câte 4. Gata. Mi-am pus și supă. Mi-am pus supă. Ea are cam mult broccoli, trebuia să pun mai puțin. Carne tocată. Chiftele. O să o amestec cu Dragoș a zis și cu cartofi. O să rad și doi cartofi, să nu zic că n-am pus. O usturoi. Și mă gândesc dacă să pun miez de pâine. Nu, că pun cartofi. Bun. Astăzi am stat vreo 10 minute în stație la tramvai și mirosea chiftele foarte, foarte, foarte tare. Așa că acum de asta vreau chiftele. Și lângă, nu știu exact ce, ceva salată, legume, sosuri, dar chiftele. Am pus sare, piper, usturoi, cartofi și două
Sper să fie ok. Nu am făcut chiftele de foarte mult timp. Am făcut chiftelele. Mi-am pregătit aici o farfurie cu apă, că o să folosesc foi din astea de orez. Nu știu, am zis că na, astea fiind prăjite, pentru că le-am prăjit, cumva ar avea preparatul final mai puține calorii. Aici am niște castravete ras peste care am pus niște sare, salată, iar aici este puțină maioneză cu ardei, iute și usturoi. Și mai mi-ar trebui o farfurie unde să le asamblez. Să văd dacă o fi bun sau nu. Dar oricum, nu e, nu e, asta e, asta e cina. Vreo două de-astea, trei. A venit și ziua mucenicilor. Am astea două pungi. Am pus apă la fiert, nu știu cât apă am pus. Oricum, gust și dacă ei mai pun sare, chestii. Nuca. Va trebui să bag în robot. Nuca. Ca să mărunțesc nițel. Aici am niște nucă, am pus-o ieri la un flat ăsta, că vreau să-mi fac lapte de ăsta vegetal. M-a dus și restul ingredientelor, 2 zahăr vanilat, coajă de portocală, esență de rom și zahăr. Zahăr. O să pun astea în apă. Mai întâi, scorțișoară, pun la final puțin. Am pus zahărul vanilat, zahărul asta, coaja de portocală și esență de rom. Și sare, am pus un praf de sare. După ce se topește zahărul, pun și mucenice. Am pus cam atât. N-am bastoane, erau mai bune alea. Bețe de la scorțișoară. Deja miroase bine. De la scorțișoară. Am gustat, am mai pus puțină scorțișoară, am pus nuca, am mai pus și zahăr, am pus și esență de lămâie, că nu se simte foarte puternic. Am pus și esență de rom. Și cred că acum o să pun mucenici. Cam asta ar fi. Și, mă rog, servim cu nucă scorțișoară deasupra. Iar eu acum am apuc de asta. Deci am pus 100 de grame de nuci de astea, le-am pus la nuiat ieri. Și acum le-am pus cu două curmale, puțină sare și 700 de mililitri de apă. Și o să le blenduiesc, n-am idee până când. După care am un sac din ăsta care e special pentru... Îl am de când era copilul. Nu l-am folosit niciodată. Deci când era el la bebeluș, nu l-am folosit niciodată până acum. Și o să trebuiască să torc compoziția prin el într-un castron ceva, după care să pun în ăsta. Are 700. Cu ăsta am măsurat apa și are fix 700. Dar să vedem ce iese, că vreau să-mi fac cafea. Am pus și puțină esență de vanilie, puțin de tot, două picături. Că se pune vanilie, dar n-am vanilie. Am oprit ăla și acum aici alcool.
Gata, am stors tot ce am putut să-mi fac cafea. Mai rămas, cred că o să fac niște brioșe ceva cu compoziția aia. Da, acum să pun aici. Prânz. Am pâine cu olivă, prăjituri, și ce e aici? Cheftele, gulie și niște cașcaval. Mă rog, astea le mănânc înainte și alealte după. El are niște chestii, ceva cu măsline și cu legume și sarmale. Au venit sarmale bune cu olivă, adică n-am făcut eu. Mă pregătesc de cină. La micul dejun, la prânz, așa, am mâncat mucenici. Și când spun că am mâncat mucenici, mai sunt ăștia. Nu știu că sunt aici două porții. Și o să pun în ceva mai mic, să bag în frigider. Dar acum e 4:30 și cină. Vreau să mănânc pește. N-am avut ce face, m-am uitat la clipuri, chestii italienești, mamă, și visez fructe de mare, pește. O să fac niște paste, gen, ceva de genul, ca să mănânci și copilul. Ea a zis că nu vrea să mănânce scoici, deși ei i-au plăcut scoicile. Data trecută a zis că acum nu-i mai plac. Eu sper că o să-i placă. Dacă nu, mănâncă doar pastele cu sos, legume, așa, și poate calamar. Am și inelele astea de calamar pe care o să le tai în bucăți mai mici, le trag sub un jet de apă și le tai cu foarfeca și le trag la tigaie cu restul chestiilor. Și aveam în congelator două lucruri. Asta, deci hai să vedem cum se numește în limba română. Scoici și midi sotate. Așa. Și aici altceva. Altceva. Midi în sos tomat în stil italian. Bun. Deci o să amestec astea cu chestiile astea. Mai adaug niște sos de roșii. De fapt, nu niște sos de roșii. Niște roșii mai adaug. Niște roșii. Oare e suficient pentru paste? Hai, pe amândouă. Să fie sus. M-am găsat degetele. Da. Uai, ce m-am găsat degetele. Da. Deci astea. Bun. Și nu am pește, dar avem chestiile astea și o să le prăjesc. Adică de obicei le fac la air fryer sau la cuptor, dar le vreau prăjite, așa că o să le fac prăjite. Și așa, la câți mucenici am mâncat? Adică n-am mâncat farfurie, am mâncat două. Da. Ce am mai făcut? Când a fost ziua femeii? Vineri, pe seară, am băut două pahare de gin tonic și două cola. Adică, nu știu cât înseamnă asta, 4, 7, 800 de calorii, ceva pe acolo, pe lângă mâncare. Am luat ăsta în congelator de foarte mult timp. Este, ia hai, unde ești tu, limba română, recomandare de preparare, nu, a luat fraged proaspăt gata pentru preparare, rulat pe foaie de copt. E, și atunci preparare. Se preîncălzește cuptorul cu așa,
un cuptor cu 160, se scoate blatul din frigider și din ambalaj cu circa 10 minute de prelucrare, se întinde pe hârtia de copt, se formează bucăți de blat, se formează de băguț. Da. Și am zis că o să-l pun niște nucă, poate mai pun un alta peste și rulez, tai cumva și bag la cuptor. Adică altceva decât ce zice aici. Că ăsta este laptele. Mai am jumate. Și aici este ce a rămas, pulpa aia de la nucă. Și voiam să o folosesc. Am zis că fac biscuiți, până la urmă m-am răzgândit. Nu e așa mult pentru biscuiți, dar de pus deasupra merge. Mai ales că am și nucă altfel. Și pot să pun și de-asta. Poate pun, uite, pun și niște scorțișoară, puțin zahăr, pam, pam, rulez și fac, nu știu exact ce fac, ceva, o să vedem. Am făcut calamarul, am pus niște usturoi, cam cât lipsește de aici. Trebuie să îmi fac stoc nou, că nu prea mai am, data viitoare când murdăresc robotul. Ah, sau nu, că pot să fac cu chestia aia. Data viitoare când murdăresc presa de usturoi. Da? Deci aici. Acum, ăsta aici e busuiocul ulei de măsline. O să pun și un cubuleț de ăsta. Las un pic, după aia o să pun roșiile și ulterior pun astea două, în momentul când se face, se gătește astea, roșiile usturoi. Calamarul fiind congelat, desigur că a lăsat zeamă. Și acum o să pun roșiile. Sare, piper. Și cred că atât. Deja mirose foarte bine. Bineînțeles, de la usturoi. Și busuioc. O să pun acum sarea și cu piper. Am pus și apă cu sare la fiert. Aproape s-a dezghețat asta de tot. Bine că am băgat cuțitul și am făcut țâc, 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 țâc. S-au despărțit și s-au dezghețat mai repede. La 5 minute o să pun și restul chestiilor. Aici am pus niște ulei să mă apuc să prăjesc astea, că le-am scos și nu vreau să se dezghețe. Cred că pot să pun acum, nu? Am pus și astea aici. S-a răcit uleiul instant. 4 porții de paste am pus aici. Ca să fie... Acum, na, o să fie 4-5 și vedem. Dar să fie și pentru mine. Și acum, da, să desfac astea, să le pun. Le-am rupt și pasta în bucățele mai mici, că le-am pus. Oh, ce bine arată și miroase. Arată mult mai roșie treaba în realitate decât în filmare. Cel puțin pe telefonul meu. Așa. Pastele nu o să le fierb de tot. O să le fierb doar jumătate. Mă rog, 5 minute. După 5 minute le pun acolo să... Bine. 5 minute după ce ajung toate în oală. Care multă zeamă și să fiarbă pastele, să și ia din gustul de la sosul ăsta. Trebuie să gust înainte să pun pastele ca să văd dacă are suficient de sare.
I-am mai pus sare, puțin usturoi granulat și câteva ierburi. Voiam să pun oregano, dar n-am. Și am pus ăsta mediteranean. Ăsta trebuie să-l întorc. E focul foarte mic la ăsta aici și trebuia unul mare, dar n-am fost pe fază. Mai las câteva minute acum ca să până devine al dente. Sper să fie ok. Adică sosul cel puțin era bun. Acum vedem rezultatul final. Am luat și ăsta și o să pun niște usturoi granulat peste, că mi-mi place pestele cu usturoi. Gata, am pus aici. Am mâncat și 5 de ale. Și acum astea. S-ar putea să frigă. O să suflu super tare, ca și cum ar fi ardă peste paste. Nu o să suflu așa. Ia mai puține. Hai, bag o dată în gură ca să știu cum sunt. Presupun că sunt bune. Ok. Am uitat de astea, s-a făcut târziu. Deci a luat tu chestia aia și am zis să folosesc miere. Pentru că mie nu-mi place mierea și așa mă asigur că nu halesc și eu. Și mă rog, o să pun și de-asta și scorțișoare. Și cred că tu apăs bine așa compoziția în aluat și după aia asta, mă gândeam că fac și eu așa, țac, și după aia tai, pac, pac, pac și pun în tavă. Sper. Sau pot pur și simplu să le las așa, le, nu? Pună, le tai și le pun în tavă. O să văd la final. Nu mai e nevoie să pun și nucă-nucă, asta mi se pare suficient. Și acum, cum ziceam, să fac niște de-astea așa. Nu pun multă. Nu? Să pun două lingurițe. Ha. Nu știu ce acolo s-a dus mult. Gata. Sper să fie. Cumva mă gândeam că o să iasă rotunde. Dar n-au ieșit. Au ieșit mai storcite așa. Și gata, le bag la cuptor. Un sfert de oră, ceva de gen. Am oprit. Am mâncat două. Ca să văd dacă sunt făcute până să le opresc, adică. Și partea unde am tăiat n-arată bine, dar asta la alta arată bine. Sunt, nu sunt nici foarte dulci, sunt în opinia mea perfecte, cred că la ceilalți le-ar fi plăcut un pic mai dulce, dar pentru mine e perfect. Ce vreau să spun e că fiind târziu, acum clipul ăsta o să intre mâine mai târziu, pentru că nu pot să editez acum, să pun copilul la somn. O săptămână frumoasă, vă doresc!